la ceea ce spuneam, tot ce se întâmplă, se întâmplă datorită oamenilor. Oamenii sunt o componentă esențială a vieții fiecărui om. Pentru că toți trăim datorită și pentru cei din jurul nostru. Dar pentru cei mai alți dintre noi, pentru așa zise persoane cu dizabilități, societatea joacă un rol aproape mesianic. Aproape dumnezeiesc, aș putea spune. Te poate coborî sau te poate înălța. În cazul în care te înalți, se întâmplă lucruri frumoase, cum e cel de față. Oameni stând alături de alți oameni, apreciind un act artistic, apreciind strădania de a promova frumos în locul chiciului, știți povestea. În cazul în care nu se întâmplă asta, se întâmplă ceea ce spunea Shakespeare în piesa Richard al III-lea. Mai pe scurt, oamenii ajung în lipsă de compasiune și de iubire să omoare și să săvârșească cele mai abjecte lucruri doar pentru că puterea le-ar putea conferi ceea ce nu le-a dat dragostea, adică respect. Va fi un respect adulmecat și amestecat cu teamă, dar va fi respect. Pentru un om care n-a fost niciodată respectat, doar compătimit, asta e mare lucru. Acum vreau să vă imaginați următorul cadru. O sală ca asta, iar lângă sală, în care se dă un mare spectacol, se sărbătorește terminarea unui război și toată lumea e fericită, e o stradă întunecată. Pe strada asta întunecată, Ducele de York, viitorul Richard al III-lea, cocoșat, schiloc și respins de toată lumea, stă, se uită și face planuri machiavelice. Azi, iarna vrajbei noastre s-a schimbat prin soarele lui York în toi de vară. Și norii toți ce casa ne-o scriveau sunt îngropați în sânul adânc al mării. Portăm pe frunți cununi de biruință, din arme ciunte ne-am făcut trofeu, din aspre trâmbiți gale și taifasuri, din mers războinic pași suavi de dans. Brăzdatul marte chipul și-l descruntă și acum în loc să sperie vrăjmașii încă de când pe cai împlătoșați, el dânsuie în atacuri de domnițe la mângâiosul cântec al lăutei. Dar eu, ce nu-s croit pentru cârjoane și nici să mă răsfăț în dulci oglinzi, eu, cronț ciuntit, ce nu pot să mă înfoi pe lângă o nimfă legănată în șolduri, eu, pe care natura cutra asta l-a văduvit de tot ce-i mai frumos, determinat, prea timpuriu zvârlit în lumea asta crudă, atât de hât, pocit și scălciat încât mă latră și câinii când trec șchiopătând. Șantic, șantic, șantic. Da, eu, în piuitul slab al păcii, nu cuce să-mi petrec crăgazul altfel decât privindu-mi umbra lungă în soare și cugetând la strâmbăciunea mea. Deci, cum nu pot să fiu nici curtezan, nici să mă îmbii la gale și taifasuri, mi-am pus în gând să fiu un ticălos, urând huzorul zilelor de azi. Scornele am înădat, scornele viclene, prin vise și prin bete profeții, pe rege și pe ducele George Clarence, frații mei, la ură să-i asmut mistuitoare. Și dacă Edward e rece bun și drept, cât eu subțire cutră întortocheat, chiar astăzi Clarence intră sub dobra de răul profeției, cum că un G lui Edward flăstarii va stârpi. Mulțumesc!